Bună ziua, doamna Ana, mă cheamă Eugen, eu sunt de la compania Surpriză la domiciliu, avem o surpriză pentru dumneavoastră și am un bucățel de flori, știm, un coșuleț cu fructe. O șampanie și o tortă. Poftim. Dar am vrut să vă întreb dacă dați seama din partea cu e surpriza. De la asta, domnul Constantin și doamna Oxana. Bine, am ușa aflăm. Avem un mesaj pentru dumneavoastră și-l citesc. Anii trec și așa mereu voi trece, dar nimic nu este în zadar. Fiecare clipă o petrecem rupând fiile ușor din calendar. Când ajung încet la o etate, viața ți amintești cum ai trecut. Are totul mare însemnătate, chiar de nu așa cum tu ai vrut. Cel mai mare realizări în vieții sunt copiii buni și iubitori. Bucurie, o înmulțesc nepoții, ce sunt harnici, bravi și silitori. Și prietenii, ce au rămas o mână, dar mereu la bine și la rău, o urare astăzi vin se spune. Să vă aibă în pază Dumnezeu. Să fiți fericite întreaga viață, cu cei scumpi alături la un loc, orice zi trăită cu dulceață, sănătate multă și noroc. Să simțiți și acum încă iubirea. Vă urăm gând vesel și curat, să trăiți când mai senine zile și să fiți cu sufletul păcat. Cu drag, fiica Nadia, nepoții Oxana și Cristi. Mulțumesc frumos! Dacă aveți ceva mesaj, puteți să transmiteți. Mulțumesc frumos, Oxana, Nadia, Cristia și Costia. Vă doresc și vouă sănătate și aveți grijă de noi. Mulțumim frumos. Doresc sănătate ca să fim scumpă, mai scumpă decât toate. Mulțumesc. Lasă.